vom, să ne ridicăm în picioare, vom deschide cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 1, vom lectura începând cu versetul 18. Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit aduce în atenția noastră, din perspectiva Evanghelistului Matei, cele întâmplate cu ocazia venirii în lume a Domnului Iisus, a întrupării Domnului nostru Hristos. Întruparea Domnului Iisus, venirea în lume a lui Mesia, a fost anunțată înainte vreme prin proroci, multe din aceste profeții regăsindu-se în cartea profetului Isaia. Iar aici, în locul citit, Evanghelistul Matei evocă una dintre aceste prorocii privitoare la vestirea spusă: iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie Domnul că El ne-a cuprins și pe noi în acest plan de mântuire pe care l-a săvârșit și iată-ne în această după masă, sărbătorind, bucurându-ne de întruparea Domnului nostru Iisus. Mi-a tras în mod deosebit atenția felul în care s-a spus că înseamnă numele Domnului nostru, mi s-a spus ce înseamnă numele Domnului nostru. Matei 1:23. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Am putea să spunem și îi vor pune numele Dumnezeu este cu noi. Nouă ni se traduce acest cuvânt Emanuel, care tradus, așa cum găsim și în această scriptură, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Biserica Emanuel, biserica aceasta, a luat numele din această profeție și am socotit că reprezintă identitatea noastră, misiunea noastră, credința noastră, să ne identificăm cu acest nume, Emanuel. Deci am spus, Biserica Pentecostală, Emanuel. Emanuel însemnând, Dumnezeu este cu noi. Și așa să fie. Să fie Dumnezeu cu noi. Familiile noastre, să fie Dumnezeu cu adunarea noastră, să fie Dumnezeu cu neamul nostru și în bunătatea Lui să reverse mântuire peste întreaga națiune. Ce significă oare acest nume? Cum să înțelegem această sintagmă? Dumnezeu este cu noi. După cum băgați de seamă, mesajul întrupării lui Iisus Hristos este cuprins în această definire, în această sintagmă. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Năduiți-mi în această după masă mesajul pe care îl vom împărtăși la oaltă
să identificăm patru semnificații ale acestei sintagme. Ce înseamnă oare Emanuel, Dumnezeu este cu noi? În primul rând, Emanuel, sintagma aceasta, ne arată că Dumnezeu s-a făcut neam cu oamenii. Când spunem Dumnezeu este cu noi, înțelegem această sintagmă că ea are în vedere că Dumnezeu s-a făcut neam cu oamenii. Dumnezeu este cu noi nu prin alăturare, Dumnezeu este cu noi nu prin întovărășire, nu e vorba aici de o alianță, nu e vorba nici de un legământ, deși sunt cuprinse toate acestea, e mai mult decât atât. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, nu înseamnă doar că Dumnezeu este de partea noastră, că Dumnezeu ține cu noi, Dumnezeu este cu noi, că ține cu noi. Este adevărat, Dumnezeu este de partea neamului omenesc, Dumnezeu ține cu neamul omenesc, Dumnezeu deservește, apără neamul omenesc, slujește neamul omenesc, face bine neamului omenesc, binecuvântat să fie numele Lui pentru toate acestea. Dar numele Emanuel înseamnă mult mai mult și mai profund decât toate aceste sensuri. Apostolul, în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 1, versetul 2, ne spune că Dumnezeu a vorbit nouă în vechime, spune cuvântul, Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, în multe chipuri. Dumnezeu s-a revelat pe sine în multe feluri, în multe chipuri, dar, continuă Scriptura spunând, la sfârșitul zilelor ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Asta înseamnă Emanuel. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu a trimis în mijlocul neamului omenesc pe Fiul Său, Iisus Hristos. El s-a arătat, s-a descoperit, s-a revelat în vechime în multe feluri. A vorbit prin îngeri, a vorbit prin profeți, a vorbit prin arătări miraculoase, prin semne miraculoase, a vorbit prin intervențiile sale minunate, prin judecățile sale, în mijlocul neamurilor, în cursul evenimentelor. Dumnezeu în felul acesta și-a arătat prezența Lui, slava Lui între națiuni. Dar prin actul întrupării lui Iisus Hristos s-a întâmplat ceva cu totul nou. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu s-a făcut neam cu oamenii. Dumnezeu a trecut de partea oamenilor. Apostolul în Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 14 până la versetul 18, ne spune că Domnul Iisus s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, adică și-a asumat, și-a însușit natura omenească, a luat asupra sa firea noastră omenească și când zicem fire, ne referim la natura noastră omenească, nu la firea păcătoasă, nu despre aceasta este vorba, prin actul întrupării Domnul Iisus Hristos devine om și în felul acesta Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie în numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeu este Creatorul nostru. El a făcut toate lucrurile prin puterea Sa. Și apoi Dumnezeu, Creatorul nostru, a trecut de partea neamului omenesc prin actul întrupării. Imaginați-vă, vă rog, un artist, să zicem un mare pictor. Pictorul acela, cu priceperea pe care o are, cu geniul pe care îl are, pictează, să zicem, o capodoperă. Ne putem aduce aminte de, poate, mari artiști în istoria artelor, gândim la Michelangelo, sau, mă rog, alții, Da Vinci, care au pictat capodopere. Imaginați-vă că artistul, înainte să pună pe pânză opera, înainte să picteze capodopera aceea, el o are în inima lui, o are în mintea lui. Geniul lui vede, înainte să fie așezată pe pânză, toată opera aceea. Și apoi, cu măestrie, prin mână, prin pensulă, cu ajutorul culorii, cu ajutorul pânzei, așează pe pânză ca să fie văzută și de ceilalți opera aceea pe care l-a plăsmuit-o în închipuirea lui, în mintea lui de geniu. Și așa s-a născut ceea ce numim artă, capodopera, creația acelui artist. Niciodată, dar niciodată, un artist n-a putut să devină propria lui operă. Ceva a rămas neexprimat, ceva n-a putut să spună,
bariera între ce a avut el în minte și ce a reușit să comunice prin artă, prin pictură sau sculptură, prin poate o piesă muzicală, n-a reușit să spună tot. Undeva ceva a rămas neexprimat. Imaginați-vă cum ar fi ca pictorul să se transpună în pictură, efectiv să devină pictură, sculptorul să devină sculptură, compozitorul să se transpună, efectiv să treacă în bucata aceea muzicală și el să nu mai fie, să fie doar în muzica aceea. Prăpastia aceasta între artist și opera lui n-a putut fi trecută niciodată. Artistul a rămas de o parte, opera de partea cealaltă și între ei a fost o separare, chiar dacă a fost o comunicare. Prăpastia aceasta însă a fost trecută în istoria omenirii o singură dată, în istoria Universului o singură dată. A trecut-o Domnul Iisus. Cuvântul Scripturii ne spune că noi am fost făcuți prin El. Noi oamenii am fost făcuți prin Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile au fost făcute prin El și se țin prin El. Iar prin actul întrupării, efectiv, Domnul Iisus se face om. Trece prăpastia, trece de partea noastră, intră în neamul omenesc. Iar în momentul în care spunem Emanuel, Dumnezeu este cu noi, nu înțelegem că avem în Dumnezeu un prieten, nu înțelegem că avem în El un ajutor, un adăpost, nu înțelegem că avem în El un aliat, ci înțelegem că efectiv este de partea noastră, este neam cu noi, este frate, este carne și sânge, este om ca și noi. Asta înseamnă Emanuel. Dumnezeu este cu noi, binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. A doua semnificație a acestui nume, aceste sintagme, Emanuel, e legată de darul pe care Dumnezeu îl face omenirii prin întrupare. Omenirea reprimește demnitatea pe care a pierdut-o prin păcătuire. Odată cu căderea în păcat, oamenii au pierdut onoarea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea. Amintiți-vă că după ce oamenii au căzut în păcat, Dumnezeu i-a izgonit din grădina Eden. Au urmat consecințe teribile, suferințe rele. Aud pe unii oameni spunând, de unde este atâta suferință în lume? De unde este atâta nenorocire? Dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu e bun și dacă într-adevăr iubește oamenii și dacă într-adevăr are control asupra evenimentelor, cum se face că permite să se întâmple câte se întâmplă? Care este răspunsul lui Dumnezeu în fața suferinței omenești? Întrebare. Unii oameni, văzând ce se întâmplă, aleg să meargă pe calea ateismului, spunând că suferința necontrolată, răul necontrolat din lume, este o probă pentru inexistența lui Dumnezeu. Lucrurile stau însă altfel. Suferințele acestea se înrădăcinează în păcatele noastre. Dacă eu iau joaierul propriei mele vieți, bibeloul vieții mele și dau cu el de pământ și îl fac praf, de ce mai întreb că s-a făcut cioburi când eu am dat cu el de pământ? De ce mai bag de vină creatorului meu că s-au încurcat lucrurile în viața mea, în existența mea, în familia mea, când eu le-am făcut vraiște? Răspunsul lui Dumnezeu este întruparea lui Iisus. Dumnezeu n-a părăsit lumea. Dumnezeu a intrat în lume. Emanuel înseamnă că omenirii îi se redă demnitatea pe care a pierdut-o în păcat, prin păcat. Iisus a fost om. Asta înseamnă că neamul omenesc este ridicat, îi se dă cinste, e repus în demnitatea pe care și-a pierdut-o căzând în păcate. De acum, orice om, indiferent de limba pe care o vorbește, indiferent de statutul pe care îl are în societatea omenească, oricât ar fi de degradată forma aceea de viață omenească, oricât de schimonosit ar fi din pricina păcatelor în care trăiește sau a trăit, omului acela se cuvine respect. Iisus Hristos s-a întrupat. Iisus Hristos a făcut om, binecuvântat să fie în numele Lui. Actul întrupării lui Iisus
ridică neamul omenesc, redă neamul omenesc demnitatea pe care a pierdut-o și pe noi semenii ne constrânge, ne motivează, ne mobilizează să ne uităm cu mare respect la fiecare confrate al nostru, la fiecare semen al nostru, regăsind în chipul și asemănarea pusă de Dumnezeu în fiecare om, întruparea lui Iisus Hristos. Iisus s-a făcut om. Trebuie să avem grijă. Întruparea lui Iisus e menită să ne motiveze să avem respect față de semenii noștri. Uneori putem să alunecăm, socotindu-ne mai însemnați decât alții, putem să ne comparăm cu semenii noștri pe care îi socotim sub nivelul nostru, mult greșim când evaluăm pe semenii în acest fel. Iisus s-a făcut om și nu fără semnificație a ales locurile de jos, a ales cele mai simple forme, s-a arătat unor oameni simpli, s-a născut într-o iesle, s-a descoperit unor păstori. Este adevărat, nici cei însemnați și înțelepți n-au fost lăsați deoparte. S-a revelat și magilor, înțelepților vremii. El are căile lui și felul lui de a vorbi, dar ce este de băgat în seamă este că Dumnezeu se apleacă spre cele umile, spre cele simple. Și când spunem Emanuel, Dumnezeu este cu noi, asta implică că Dumnezeu s-a făcut neam cu lumea și că oamenii sunt repuși în demnitatea pe care au avut-o când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Asta mă constrânge pe mine, ca semen al dumneavoastră, să mă uit la dumneavoastră cu mare respect și pe dumneavoastră să vă uitați unii la ceilalți cu mare respect. Și dacă pe stradă, pe marginea drumului, vedeți un om simplu, să vă uitați la el cu mare respect. Dacă e unul mai lipsit pământește, poate n-are haina pe care o aveți voi, să vă uitați la el cu mare respect. Să nu disprețuiți pe nimeni. Să nu vă uitați cu superioritate la niciun om. Iisus Hristos a întrupat. La semenii noștri trebuie să ne uităm, după cum spune Pavel, un pic în sus. Nici chiar drept nu-i bine. Ca așa zice apostolul Pavel, fiecare să vadă pe cel de lângă el mai mare decât pe sine. Și ne va ajuta să ne uităm așa la semeni când vom înțelege că Iisus Hristos s-a făcut om. Binecuvântat să fie în numele Lui. Rândul al treilea, întruparea lui Iisus Hristos, această sintagmă, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, poartă în ea și înțelesul că împărăția lui Dumnezeu se arată printre oameni. Dumnezeu este cu noi. Împărăția lui Dumnezeu se arată printre oameni și asta implică faptul că lumea poate deveni mai bună. Lumea aceasta în care trăim se poate face mai bună. Dumnezeu n-a părăsit lumea. Dumnezeu este de partea lumii. Dumnezeu are un plan pentru omenire. Creația este răscumpărată. Dumnezeu controlează toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Când s-a zis Emanuel, Dumnezeu este cu noi, s-a zis nu doar Dumnezeu s-a făcut neam cu lumea, nu doar oamenii reprimesc demnitatea pe care o pierdut-o păcătuind, ci s-a spus și împărăția lui Dumnezeu este aici. Întunericul nu mai stăpânește. Țara în care locuiește întunericul vede o mare lumină. Iisus este lumina lumii, binecuvântat să fie numele Lui în veac. Iar această arătare a slavei lui Dumnezeu în mijlocul unei omeniri căzute în păcat, această arătare a luminii lui Dumnezeu în țara în care stăpânește întunericul, venirea împărăției lui Dumnezeu peste veacul cel vechi care se degradează prin păcat, prezența lui Iisus Hristos în lume, întruparea Lui, ne oferă perspectiva speranței. Dumnezeu s-a gândit la noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Are un viitor pentru noi. El ne pune în față mesajul speranței. Nu trebuie să ne pierdem speranța. Când ne uităm la cele care se întâmplă, când vedem câte atrocități sunt în jur, ce sunt stare să facă oamenii, oamenilor, semenilor, poți să-ți pierzi speranța. Dar nu trebuie să descurajăm. Iisus Hristos a întrupat. Dumnezeu este cu noi, împărăția Lui este prezentă, Duhul Lui este peste noi. Dumnezeu ne pregătește un viitor, ne dă o nădejde
pentru cei tineri este viitor, pentru familie este viitor, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu este viitor. Dumnezeu este în control. Această sintagmă, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, duce în fața noastră mesajul speranței. Mai în urmă cu ceva vreme, vorbind cu familii mai tinere, încurajându-i să aibă credință și speranță, să se uite la viitor cu încredere, să pună piciorul în prag, să ia viața în serios, să-și asume răspunderile, să investească în educația lor, să-și facă o locuință, să își prindă rădăcinile în pământul acestei țări, să se uite cu speranță la perspectivele care ne stau înainte, să aibă curajul să facă frați copilului pe care îl au, surori băieților pe care îi au, să aibă copii, să nu se teamă, să nu zică, vai, ce-o fi, cum o fi, ce se va întâmpla, merită. Cineva zice, deci nu merită să aduci pe lumea asta un copil, uite ce se întâmplă. Ce va fi, cum va fi? Unii se sperie în încălzirea globală, alții bomba atomică, alții război vine peste noi, alții n-o fi curent, n-o fi gaz, n-o fi nu știu ce. Dacă te uiți așa la viață, dacă te uiți din perspectiva aceasta la lume, îți pierzi speranța. Nu uitați însă un lucru, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Asta ne pune în față perspectiva speranței. Vă îndemn să vă uitați mai puțin la știri și să citiți mai mult în Scriptură. Să vă aplecați urechea mai puțin la manipulările din mass media și să vă rugați lui Dumnezeu mai mult. Să vă uitați la lume în cheia Evangheliei, mai puțin în cheia viziunilor socialiste, comuniste, neomarxiste și câte altele care încearcă să ne controleze cu frică, să pună noi panică, să ne controleze și să ne manipuleze spre tot felul de interese, de circumstanță, de natură politică sau cine știe ce ideologii. Iisus Hristos s-a întrupat. Asta ne dă dreptul să avem speranță. Să ne uităm la viitor cu speranță. Și să auzim ce a spus Dumnezeu. Eu, zice Domnul, am pregătit pentru tine un viitor ca să-ți dau o nădejde. Emanuel, Dumnezeu, este cu noi, binecuvântat să fie în numele Lui în viac. Rândul al patrulea și ultimul, această sintagmă, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, pe lângă faptul că s-a făcut Dumnezeu neam cu lumea, pe lângă faptul că Iisus Hristos redă prin întruparea sa demnitatea pierdută prin păcat și pe lângă faptul că ne pune în inimă speranță, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, ne arată că Dumnezeu își formează un popor al Lui, cu noi, noi, poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu din neamul omenesc alege, răscumpără o rămășiță, un rest, un grup care să fie al Lui și care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. În Matei capitolul 1, versetul 21, chiar despre asta se vorbește. Ia, Fecioara Maria va naște un fiu și vor pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Ca în epistola către Tit, capitolul 2, versetul 14, apostolul Pavel să ne spune că Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Vă rog să băgați de seamă, Iisus s-a arătat, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere, să ne curețe, vă rog să observați viziunea lui, viziunea lui Iisus în actul său jertfitor, în întrupare, în moarte. El a urmărit un vis, o viziune, ca să curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Dumnezeu a făcut acest popor și acest popor se numește Biserica. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, versetul 13, ni se vorbește despre aceasta. Cuvântul Domnului în locul amintit a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Adică a venit la neamul evreu și neamul evreu nu l-a primit. Ca apoi să se extindă oferta.
versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Vă rog să observați profunzimile acestei identități. Născuți nu din sânge, adică nu pe cale biologică, nici din voia firii lor, adică din ambiția lor, din dorința lor de a fi popor al lui Dumnezeu, nici din voia vreunui om, adică nu prin constrângere din partea grupului, anturajului, a familiei, a neamului, a celor din jur, ci născuți din Dumnezeu. Și aceasta, pentru că pe fond s-a întâmplat ceva. Versetul 14. Versetul 14, vă rog. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. La baza înfierii, la baza răscumpărării, la baza formării acestui popor, se găsește întruparea lui Iisus Hristos. El s-a făcut om. Și în felul acesta, poporul lui Dumnezeu se formează. Biserica se formează. Iar noi cei prezenți aici, împreună cu mulți alți credincioși în multe alte locuri pe fața pământului, diverse țări, națiuni, limbi, culturi, diferite rase, unii cu piele albă, alții cu piele galbenă sau piele neagră sau cum o fi fiecare, din orice neam, din orice limbă, din orice seminție, din orice națiune, Dumnezeu și-a ridicat un popor care să fie al Lui. Și acest popor se numește biserica. Și ce e frumos e să descoperi în oamenii străini pe lângă care treci și pe care nu i-ai cunoscut, din două vorbe să descoperi frați, să descoperi surori, oamenii care îl mărturisesc pe același Domn. Vorba unui prieten vechi pe care l-am cunoscut mai de mult într-o situație mai aparte. Ne-am văzut pentru prima dată. Am schimbat câteva vorbe, ne-am împrietenit repede, relația noastră s-a cimentat în ani. Iar într-o zi îmi zice el, Nelu, i-am știut din prima zi când ne-am întâlnit că amândoi vorbim limba Galileanului, adică limba Domnului Iisus. M-am întâlnit cu oameni în aeroporturi, în avioane, peste mări și peste țări. Lângă mine, cineva care locuia undeva în Arabia Saudită. Și am schimbat vorbe, ne-am dat seama că suntem frați în Hristos, ne-am bucurat în Domnul. Copiii lui Dumnezeu sunt înfrățiți. Avem în mijlocul nostru frați ucrainieni. Nu vorbim aceeași limbă, limbă română, limbă ucrainiană, dar toți vorbim limba Galileanului. Și o simțim. Și simțim ca frați. Ori învăța limba noastră, o învățau noi pe a lor, dar aici stau și suntem înfrățiți în Hristos. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe fiecare. Poporul lui Dumnezeu este un popor unit. Poporul lui Dumnezeu este un popor care caută dreptatea și care exprimă iubirea. Să ne ajute Dumnezeu să facem parte cu toții din acest popor. A venit la ai săi. Ai săi însă nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Găduiți-mi să vă întreb în această seară de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Hristos. L-ai primit în inima ta pe Domnul Iisus? Ți-ai deschis sufletul față de El? Controlează El ființa ta? Crezi în numele Lui? Îl urmezi ca ucenic? Sunt iertate păcatele tale? Trăiește Iisus Hristos în inima ta? El a spus în cuvântul Său așa: iată, eu stau la ușă și bat. Precum un călător care se oprește în dreptul unei case și bate în poartă, în dreptul unei uși și bate la ușă, în dreptul unei locuințe pe o scară de bloc, sună la sonerie sau ciocănește în ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Așa e zugrăvită inima omenească. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu
l-auzi și deschide ușa. O vei deschide? Iisus a zis, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Îi vei da tu, îți va da el și va avea această comuniune în sfințenie și în curățire poporului Dumnezeu. L-ai primit în inima ta pe Domnul Iisus? Un pictor creștin a zugrăvit perfect această ușă a inimii. O ușă mare, stravănă, de netrecut, fără clanț. Clanța e pe interior. Ușa nu se poate deschide de afară, ci doar dinăuntru. Eu stau la ușă și bat. Dumnezeu ne va respecta alegerile, ne va respecta voința, ne va respecta liberul arbitru. El nu va forța ușa, nu va trânti la perete, nu va sparge, va bate discret. Dacă vei fi sensibil și îți vei deschide inima și îl vei primi, el va intra. Și vei înțelege atunci cu adevărat ce înseamnă sintagma Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Să fie Iisus în viețile noastre. Să fie Iisus în inimile noastre. Țin minte, frate Nelu, v-am văzut așa, uitându-mă către dumneavoastră. În urmă cu vreo 20 de ani, poate mai bine, era Emanuel micuț. 20 de ani în urmă era mai mic acum. Și în vizita făcută la dumneavoastră, l-am întrebat pe băiat, tu crezi în Domnul Iisus? Și a zis, da. Și unde e Domnul Iisus? Și copilul a răspuns, este în cer și mai este și în inima mea. Și l-am întrebat, de unde știi că e din inima ta? Și el mi-a zis, adă urechea în coace și pune acest auz, cum bate acolo. 20 de ani nu m-a fost vorba asta și mi-a rămas în inimă. Este Iisus în sufletul tău? Sărbătorile acestea fără Iisus sunt pierdere de vreme și o steneală pentru suflet. Uitam cum aleargă oamenii în aceste zile de colo-colo să-și caute ce știu ce. Pe o vecină îl vedeam cum descarcă din portbagaj, lăzi cu de toate. Am văzut așa în grabă și băutura și câte oamenii petrec. Așa înțeleg. Și Iisus unde-i? Unde este Hristos? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. E cu tine. Ești tu cu El? Ce loc ocupă în sufletul tău, în existența ta, în familia ta, în obiceiurile tale? Să avem doar sărbători și să nu-L onorăm pe cel sărbătorit ar fi un gest nebunesc. Vă chem cu toată inima să ne ridicăm Domnului Iisus. Îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Adică s-a făcut neam cu lumea, Iisus s-a făcut neam cu lumea. Demnitatea omenirii este recâștigată. Fiecare ființă umană este ridicată, este cinstită. Să te uiți la oameni din această perspectivă. Dumnezeu este cu noi. Este reînnoirea speranței. E reînnoirea viziunii. Dumnezeu este cu noi. Nu suntem singuri. Și planul lui Dumnezeu este să formeze un popor. Faci parte din acest popor? Sunt între noi tineri care n-au hotărât încă ce vor face cu viața lor. M-am bucurat, a venit unul dintre ei, 17 ani, și a zis, frate Nelu, pune-mă și pe mine pe listă, vreau să mă botez în apă. Pune-mă și pe mine pe listă. 17 ani. M-am botezat când aveam 17 ani. Fratele meu avea 15 împliniți când s-a botezat. Ce vei face cu tinerețea ta? Să nu zici, mai am vreme. Să nu zici, anul viitor voi fi mai pregătit.
s-ar putea să te pândească curse și ispitiri ale celui rău care te vor trânti. Cum i-a prins pe unii și a trântit și a târât și a îndepărtat de poporul lui Dumnezeu, de biserică, mult și au rătăcit mult și unii dintre ei nici azi n-au regăsit calea. Vă chem să vă predați viața în mâna lui Dumnezeu. Vă chem să vă predați viața în mâna lui Dumnezeu și să încheiați cu El legământ. Iar dacă în această dupămasă ați acceptat invitația făcută de prietenii dumneavoastră în mijlocul acestei comunități să vă închinați lui Dumnezeu și să petrecem împreună ceasuri aici în Biserica Emanuel, evenimentul acesta, întâlnirea aceasta nu este o întâmplare. Eu cred că de Dumnezeu a fost și ea rânduită și pregătită. Vă îndemn să vă deschideți și dumneavoastră inima în fața lui Hristos și să-L primiți în sufletele dumneavoastră. Ceasul istoriei este târziu. Cât a mai rămas până să se întoarcă Hristos, nu știm. Și dacă ar mai fi ani, zeci, sute, să mai fie, moartea, plecarea din această lume, poate fi mult mai aproape decât bănuim noi că ar fi. Vă îndemn să vă împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Ne constrânge cumva să fim și noi cu Dumnezeu. Dacă El ne-a cinstit întingând mâna către noi, e politicos să prindem mâna. Ați fost vreodată în situația în care cineva să vă întindă mâna? Ați fost în situația în care să întindeți mâna față de cineva și să vă refuze salut? Poate din greșeală, poate cu premeditare. E o situație jenantă să întinzi mâna și să te lase cu ea întinsă. De câtă vreme Hristos ține mâna întinsă către tine și tu îl ții tot cu ea întinsă. Fie ca în seara aceasta, în rugăciunea care urmează, să o primim și viețile noastre să fie a lui Hristos în întregime. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.